În clasamentul play-out-ului, sucevenii au cu un punct mai mult decât adversarea de miercuri, dar Pandurii Târgu Jiu vine în sala LPS din postura de finalist a Cupei României. Pentru jocul cu Gorjenii, antrenorii Petru Ghervan și Răzvan Bernicu vor miza și pe Gavilovici și Eros. Cei doi jucători și-au revenit după accidentările suferite și s-au alăturat colegilor la ultimile antrenamente. Așa cum am mai spus, avem în față 8 finale. Ei sunt într-o ușoară creștere, au jucat finala Cupei României și cred că stau destul de bine la moral. Și noi venim după 2 rezultate pozitive cu Steaua și Timișoara și cred că va fi un meci echilibrat. Sper să nu mai repetăm greșelile din finalul jocului cu Timișoara, să dăm dovadă de maturitate și să reușim să gestionăm meciul cât mai bine. Băieții trebuie să conștientizeze că este primul meci din play-out. Ne așteaptă 8 meciuri importante și trebuie să dăm totul pentru victorie. Trebuie să uităm de micile accidentări și celelalte probleme de sănătate și, uniți, cu mult sacrificiu, să facem un joc bun și să câștigăm, a declarat antrenorul Răzvan Bernicu. În cele 2 meciuri din sezonul regulat, CSU Suceava și Pandurii Târgu Jiu și-au împărțit victoriile. A fost 24-23 la Suceava și 29-26 în Gorj. Întâlnirea de miercuri va fi condusă de o brigadă de arbitri formată din bucureștenii Alexandru Blas și Marius Gheorghișor.